Salut, Marin! Salut, Marius! Iată o premieră, am vorbit noi în toate felurile, numai așa nu. Păi, ce să facem cu starea de urgență, cu starea de alertă, dar iată că mereu găsim modalități de a vorbi despre literatură, mai ales. Cum ți-ai petrecut pandemia până acum? Și unde? Sunt la Bistrița, fac ceea ce făceam și înainte de pandemie, bănuiesc că și tu, mai mult sau mai puțin. Adică citesc, traduc mult, în continuare traduc, pentru că, din fericire, continuă să apară cărți și încerc să mai și scriu. Și, bineînțeles, ca toată lumea, aștept să treacă odată nebunia asta și să putem să funcționăm normal în continuare. Marin, uite, mă gândeam că ești într-un fel liderul unei generații de traducători relativ noi din spaniolă și ai avut șansa să traduci deja din mari autori sud-americani și spanioli. Cortázar, care sunt Vargas Llosa, în fine, da. Bolaño. Cum ți se pare apăsătoare noua ta ipostază de a traduce, de a fi responsabil cu intrarea în literatura română a unor autori atât de mari? Sigur că există o anumită responsabilitate pe care fiecare traducător și-o asumă. Dar asta cu liderul unei generații, E mă de la rog, mine, ca să-mi dai o bere după pandemie. da, am înțeles, am înțeles ideea ta. Există o mare responsabilitate, pentru că tu știi foarte bine, tu însuți ești traducător. Și știi foarte bine că un traducător poate omorâ realmente o carte. Omoară un autor, pentru un public virtual, să spunem, dacă traduce prost acea carte. Apoi, cred că traducerile au o însemnătate uriașă într-o cultură. Nu doar că aduc date istorice despre alte lumi, despre alte țări, dar realmente pot îmbogăți limba în care sunt traduse. Pentru că fiecare autor, tu știi bine, are un anumit stil, are o anumită topică. E o plăcere extraordinară să traduci, nu știu, Julio Cortázar, de exemplu, cu toate jocurile lui și să introduci în limba română cuvântul cronopii, care până la Julio Cortázar și până la traducerea lui nu exista în limba română. Nu. Ei, cu Patria de Fernando Aramburu, cred că se întâmplă la fel. Asta voiam să fac trecerea spre Fernando Aramburu. Dacă nu mă înșel, e prima dată când acest spaniol, văzut ca unul dintre cei mai importanti scriitori, prozatori spanioli contemporani, e tradus în limba română. Și Da, nici eu nu știu să mai existe ceva tradus de. e și prima traducere și e totodată cu cea mai faimoasă, cea mai cunoscută carte a lui. M-am amuzat să număr câte premii a luat cartea asta și m-am oprit pe la 14-15. Da, deci are mai mult de 10 premii spaniole. M-am mirat în primul rând că spaniolii au atâtea premii. Păi ești oameni serioși. Mai are câteva premii europene, practic în jumătate din limbile în care s-a tradus a fost premiat. Un autor care trăiește în Germania, predă spaniol, are vreo mai mult de o duzină de cărți, 9 romane, restul volume de proză scurtă și literatură pentru copii. Da. Un autor, cum ziceam, intrat, iată, datorită ție și
în limba română. E foarte diferit stilul lui față de toți autorii pe care tu i-ai mai tradus până. Și aș vrea să vorbim, înainte de a discuta puțin despre roman, pentru că despre stilul lui, pentru că am văzut critici majore aduse traducerii în engleză. Lumea se plângea că varianta în engleză îi făcea o defavoare romanului și spuneau, într-adevăr, un traducător nu poate face dintr-o carte slabă o carte grozavă, dar poate face dintr-o carte grozavă una mediocră. Exact, exact. Aș vrea să adaug, înainte de a se răspunde la întrebare, nu doar dincolo de premiile pe care le-a luat cartea, premii absolut meritate de altfel, și faptul că în 2020 cred că s-a lansat deja, dacă nu urmează să se lanseze, un serial făcut de HBO despre, după romanul lui Aramburu, după Patria. El mai având o carte ecranizată. Da, da, da. Cel puțin am văzut că a apărut deja un trailer la serial. Bun. Acum revenind la stil. Într-adevăr, asta a fost marea mea problemă, marea provocare, dacă vrei, cursivitatea romanului. Sper că am reușit să o prind. Eu nu am schimbat nimic, adică nu m-am ferit în interiorul aceleași fraze să schimb timpurile verbale exact așa cum face Aramburu, ba mai mult, în interiorul aceleași fraze, să trec de la vocea naratorului la vocea unuia dintre personaje. Pentru că ăsta e stilul lui și tocmai asta dă cursivitate și o plăcere imensă pentru cititor, dacă accepți această convenție. Odată ce o accepți, cartea curge, efectiv. Se citește ușor, în ciuda structurii ei complicate. Trebuie să spunem, pentru cei care n-au văzut-o deja, că e construită sub forma a 125 de capitole. În fiecare e vorba de alt personaj, o altă perspectivă, un alt spațiu temporal, e un du-te-vino permanent între trecut și prezent, între personaje, 700 de pagini, multe personaje. Da, ar fi, dacă, cum ai spune tu, nu într-un articol din Dilema Veche, e un roman polifonic cu 9 personaje principale. Știi cum l-am văzut, dat fiindcă, și o să vorbim imediat și despre subiectul cărții, dat fiindcă e vorba de un atentat terorist, romanul e de fapt construit precum schijele sau rămășițele aruncate în aer de o explozie, pe măsură ce citești romanul, se încheagă și se formează în bomba inițială, adică se acumulează aceste rămășițe ca un fel de privire dinspre explozie, înspre incepția ei. Foarte bună comparație. Exact așa e. În momentul în care ajungi la finalul romanului, ai o vedere panoramică asupra ceea ce s-a întâmplat. Abia atunci e gata să explodeze. Da, și e foarte bine așa, pentru că Patria ne vorbește despre niște lucruri extrem, extrem de grave. Pe de o parte avem mișcarea teroristă ETA din Țara Bascilor. Patrie și Libertate, acronimul de la Patrie și Libertate. Exact. Pe de altă parte avem victimele acestei mișcări ETA, Etara, cum spun bascii, dar culmea, aceste victime, în marea lor majoritate, sunt de fapt
tot din țara bascilor. Asta e partea extraordinară. Asta e partea extraordinară, pentru că atentatul bascilor se produce împotriva bascilor, pentru că ei nu marșează la actele lor teroriste. Un mic industriaș, practic, refuză să financeze mișcarea ETA și devine, dintr-o victimă a statului spaniol, o victimă a victimelor statului spaniol. El este cumva oaia neagră a satului în care trăiește cu familia și din care familia, după moartea lui, familia e obligată să plece și se va întoarce abia când mișcarea ETA depune armele și lucrurile încet, încet revin la control, sub, la normalitate, dar cu foarte, foarte multe răni deschise. Da, e foarte exact ce ai spus. De ce cred că mișcarea ETA a fost considerată o mișcare teroristă? Pentru că a trecut dincolo de dialogul politic pentru, hai să spunem, recuperarea unui teritoriu sau pentru recuperarea unei limbi, cum ar fi limba bască, recuperarea unor drepturi, să zicem, autonomie, dacă vrei. E o mișcare teroristă pentru că are toate datele unor mișcări teroriste. Funcționează exact ca o mișcare teroristă. Exemplul tău cu micul industriaș care e forțat să financeze mișcarea, deși el era basc, afacerile lui dădeau de lucru bascilor, adică dădeau locuri de muncă bascilor, totuși teroriștii ETA îl obligă să le dea bani, evident, normal, pentru ce? Pentru cumpărarea de arme, pentru pregătirea de soldați, pentru pregătirea atentatelor. Dar nu e doar cazul lui, acestui mic industriaș, Chato, pe numele său, ci au fost nenumărați industriași supuși sau oameni de afaceri obligați să financeze mișcarea ETA. Unii o făceau de bunăvoie, bineînțeles, cu bună știință, dar alții erau, să spunem, apolitici, adică ei își vedeau de viața lor, își vedeau de afacerea lor, nu erau neapărat de acord cu extrema stângă bască. Pentru că cred că e important să spunem și asta, mișcarea ETA se trage din extrema stângă bască. Asta voiam să completez la ce spui, și anume că pentru a înțelege mai bine, cititorul român poate să facă o analogie foarte bună între Garda de Fier și ETA, doar că de ideologie socialistă. Deci ce au fost legionarii la noi în perioada regelui, asta au fost ETA în perioada de după Franco. Au omorât între 800 și 1000 de oameni nevinovați în atentatele lor, iar romanul e construit în jurul acestei victime, Chato, dar ce mi s-a părut extraordinar e că toată povestea evoluează sau e controlată prin prisma a două femei. E un roman cumva al unui matriarhat care suferă de pe urma terorismului. Cele două prietene, cele două familii, una și-a pierdut soțul, cealaltă și-a pierdut copiii, pentru că copilul uneia ajunge să fie recrutat de ETA. Și deși sunt foarte multe personaje cu două familii în plan, pe trei generații aproape, e un roman al femeilor. Terorismul aparține bărbaților, dar povestea e a femeilor. Da, într-un interviu pe care l-am văzut cu Fernando Aramburu când traduceam cartea,
El chiar explică lucrul ăsta, de ce cele două femei, una dintre ele Bitiori, care e soția victimei, cealaltă Miren, care e mama agresorului, mama băiatului care intră în mișcarea ETA și e militantă ETA, de ce conduc povestea, așa cum foarte, foarte bine ai observat? Pentru că se pare că, într-adevăr, în țara bascilor, cel puțin în anii 80-90, și cred că și în continuare, femeile sunt cele care decid, să spunem, sunt cele care cântă. Nu cocoșul cântă, ci găina, am putea spune, în familiile lor. Bărbații, fiind într-adevăr tăcuți, retrași, dar oameni de acțiune, pe de altă parte, dar fără să vorbească foarte mult. Acum, am găsit la un recenzent american o frază splendidă despre roman. L-am invidiat. Zice, Patria oscilează între o telenovelă fără intrigă, mm-hmm, și un roman de Dostoievski fără judecată morală. Da, da. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că, într-adevăr, are ceva telenovelistic în ea, se întâmplă relație de familie cu secrete, cu drame. Foarte multe lucruri, da. Foarte multe lucruri și, într-adevăr, și această presiune și această, de fapt, suferință de pe urma unor acte morale. Personajul meu favorit, și te-aș întreba cine ți-a plăcut ție, dar o să spun, îmi permit să spun eu primul, este, da, Arancea. Fica, da, exact, exact. Arancea e. Da, sora, de fapt, teroristului, cea care nu crede în mișcare, spune că oamenii buni nu omoară, indiferent de justificare, și care, culmea, este cumva aproape, în termeni religioși, pedepsită de destin, pentru că ea paralizează, deci, practic, vocea rațiunii este paralizată. Da, și da. Pentru mine este de departe cel mai tragic și cel mai puternic personaj al cărții. Da, e adevărat. Pentru că ea e singura din familie care are curajul să ia atitudine împotriva mișcării ETA. Deși, da, fratele ei e în mișcare și... Dacă Arancea e cel mai, să spunem, cel mai îndrăgit personaj și din punctul meu de vedere, cel mai odios mi se pare preotul, Don Serapio. Da. Cel care nu îndeamnă pe față la crime, dar niciodată nu le spune, nu le spune celor din ETA, pe care chiar îi ajută, într-un să colaborează cu ei, nu? Nu le spune, băi, nu e bine ce faceți. Iar cred că în momentul în care religia își pierde, cum să spunem, capacitatea ei de jucător moral, acea societate în care funcționează o asemenea religie are o mare problemă. Pentru că ai adus discuția preotului, ce m-a șocat pe mine este faptul că o victimă a unui atentat nu-și găsește liniștea nici după moarte. Familia trebuie să-l îngroape în alt sat. Mormântul, da, lui este în continuare locul de profanare și de alte atentate simbolice. Da, da. Practic, da, vina unui așa zis obstacol în calea idealului terorist nu se termină niciodată. Până și după moarte, victima trebuie să sufere. Mă bucur foarte mult că ai adus vorba despre asta, Marius, pentru că la înmormântarea lui Ceato, mutat din satul natal în San Sebastian, în orașul San Sebastian, unde s-a născut Fernando Aramburu, scriitorul cărții,
la înmormântarea lui, acolo scriitorul plasează o frază absolut extraordinară, când fica celui înmormântat spune: nici nu știu dacă îl îngropăm sau îl ascundem. Da. Frate. Deci asta spune totul despre adică teroarea instalată de ETA era atât de mare încât lumea ajunsese practic să coexiste mutual. Nu mai conviețuiau. Oamenii nu mai erau capabili să conviețuiască, ci doar coexistau. Toți se prefăceau că nu aud, că nu știu exact ce se întâmpla în comunism la noi. Nu? Că toată lumea știa care era realitatea, de fapt. Mulți dintre cei care trăiau în acele vremuri de teroare, anii 50-60, să spunem, știau și cine sunt securiștii și cine sunt urnătorii, dar nimeni nu spunea. Este într-adevăr un portret subtil al fricii, al complicității din frică. Un alt detaliu care pe mine m-a marcat este faptul că familia ia în calcul să schimbe pe cruce, pe mormânt, data morții să nu fie asociată cu data atentatului. Da, da. Iarăși e tulburător acest detaliu. E marele merit, și cu asta cred că am putea încheia interviul tău. Mulțumesc pentru că ai citit cartea și pentru că m-ai ajutat să văd despre ea. Felicitări editurii Litera că a publicat-o, pentru că e o carte realmente importantă, nu doar pentru spanioli, ci și pentru noi, pentru că și noi avem o istorie cu care trebuie să trăim, pe care trebuie să o acceptăm până la urmă și abia apoi să privim în viitor. Adică povestea asta cu hai să privim în viitor, să uităm trecutul, e cu două tăișuri. Da, facem asta, dar abia după ce ne asumăm trecutul. Trebuie să ne asumăm comunismul, revoluția, mineriadele și toate guvernele greșite de până acum. De altfel, e un leitmotiv în roman, și anume faptul că personajele refuză să uite. Exact. Uitare un cuvânt cheie și apare de mai multe ori în roman. Da, abia după ce asumi istoria, după ce ți asumi istoria, poți funcționa ca un popor, cred. Deci abia atunci vom trece de la a coexista la conviețuire realmente, la a ne ajuta unii pe alții, la a ne vedea ca pe un popor care are o direcție și știe încotro se îndreaptă. Și marea majoritate vrea binele acelui popor, să spunem. Încă un lucru vreau să mai adaug, extrem de important pentru ca scriitor, pentru scrierea romanului. Aramburu a avut grijă să nu fie nici de partea victimelor, nici de partea agresorilor. Asta mi s-a părut o mare, mare realizare. Își tratează toate personajele echidistant și încearcă să le găsească explicații pentru gesturile lor. Marin, felicitări pentru traducere. În ciuda structurii complicate și alungimii romanului, curge foarte bine, în ciuda termenilor baști pentru care tu ai făcut un glosar la finalul cărții, se citește cu mare ușurință și plăcere. Încă o dată felicitări că l-ai făcut posibil cititorilor români pe Fernando Aramburu. Sper ca editura Litera în această colecție, care e una dintre cele mai bune colecții de traduceri contemporane, să aducă încă o carte de acestui scriitor. Marin, sper să vii cu cărți noi traduse, dar te aștept și cu cărțile tale. Știu că scrii,
Și sper să data viitoare să ne întâlnim fie la radio, fie la o terasă sau într-o lansare la Târgu de Carte. Oricum, a fost o plăcere să discut cu tine despre literatură, ca oricând, din păcate, aș fi continuat pentru că nu m-am săturat să vorbesc despre cartea asta și, dragi cititori, vă recomandăm amândoi acest autor spaniol și rămâneți aproape de colecția editurii Litera, pentru că, într-adevăr, scoate titluri unul și mult. La revedere! Mulțumesc, Marius! La revedere!